statisticile din MailChimp. Vă arăt aici niște statistici de polivian.ro. Mă duc la campaigns și am mai multe campanii care se rulează în același timp. Și hai să vedem aici send campaigns. Și mă arată toate e-mail-urile pe care le-a trimis în campania mea, în abonații pe care îi aveam la momentul respectiv. A evoluat. Uneori 121, a scăzut, o vreme a crescut și tot evoluează în plus sau minus. Și îmi zice că din 120 de abonați, 2 au făcut click și 2 au deschis e-mail-ul și 0 a făcut click. Și dacă dau pe View Report, pot să văd statistici de genul. Câte s-au transmis? Toate. Cât s-au deschis? 2. Cât s-au făcut click? Atât. Și pot să am tot felul de rapoarte de genul ăsta. Hai să să vedem aici, send campaigns. Hai să vedem una care nu are niciuna, pentru că caut ceva. Uite, hai să vedem 0. Ia să vedem. Deci aici mi-ar fi afișat lista cu abonații care au deschis cele mai multe e-mail-uri, pe ce s-a făcut click și îmi zice pe rețelele sociale cât au trimis, cât au făcut click pe butonul de Twitter, de like, de Facebook, unde, din ce țări ale lumii au făcut deschiderile de e-mail-uri. Aici pot să văd tot felul de lucruri de genul ăsta care mă ajută să iau decizii. De exemplu, bounce înseamnă că am trimis e-mail-ul, dar el, din diverse motive, nu s-a putut transmite. Deci eu l-am transmis către adresa lui de e-mail, dar n-a ajuns la el. Și asta înseamnă bounce. Unsubscribe înseamnă că am trimis e-mail-ul și în urma trimiterii e-mail-ului s-au dezabonat atâția oameni. Atâția oameni au deschis e-mail-ul, atâția au făcut click, atâtora oameni nu le-a ajuns e-mail-uri și atâția s-au dezabonat în urma e-mail-ului respectiv. Care este rata de trimitere 100%? Câți au făcut click din cei care au deschis e-mail-ul? Abuse reports înseamnă că au marcat mail-ul ca spam și au transmis lui MailChimp. Vezi că e o problemă, că tu ai trimis spam. Aici e-mail-urile au o funcție, trimite unui prieten. Și aici e câți au făcut click pe acea funcție. Aici e pentru social performance, pentru cele făcute prin intermediul newsletter-ului. Că eu pot să dau like în altă parte. Dar aici spune câți au făcut like prin butonul de like din cadrul newsletter-ului. Aici pot să văd anumite zone ale lumii, pot să văd tot felul de informații despre localizare. Și aici v-am spus, aveți informații despre ratele cele mai importante de deschidere, click, bounce și dezabonare. Informațiile astea se păstrează constant, puteți să le vedeți și mai târziu, dar vă ajută să luați decizii. Vă dă informații pe ce s-a făcut click, de exemplu. Dacă aveți o bază de date mai mare și aveți statistici de genul ăsta, puteți să știți ce anume e interesat pe vizitatori. Sau faceți o campanie A-B și puteți evalua cât de mult s-au transmis, cât de mult s-au deschis e-mail-urile și atunci evaluați dacă un subiect sau altul, un titlu sau altul e-mail-ul este bun sau nu. Cam astea sunt cele mai importante lucruri pe care le puteți vedea în rapoartele MailChimp.